Cătălin Căpeanu, exclusiv Cari, a doua oară la TTA. Deja Exact. ești un partener al acestui eveniment și un candidat din nou la Da, competiție. m-am decis să candidez și anul acesta. Cu ce ai venit? Ce îmbunătățire ai făcut față de anul trecut, când era, să zic așa, mai pe nepusă masă? Da, anul trecut am venit cu ea originală din Germania, anul acesta am modificat puțin la exterior, puțin la interior. Nu mult, nu am avut timp. Timpul a fost foarte scurt, un an de zile. Da, dar investițiile certi. Anul viitor probabil că mai va fi completă. Da. Încet, încet se aduce, are o evoluție modelul. Exact, exact. Spune-ne și câteva noi despre cunoștințe, noutăți. Știm foarte bine ce avem de făcut. Ce ați mai adăugat? Păi, în primul rând am venit cu o noutate, cu parasolarul luminat la man, care este o noutate. Da? Așa. Avem grile luminate. Bara de jos era și partea înainte? De jos era. Nu aveam modificări la ea. S-a mai vopsit parțial din piese. Grila era vopsită sau acum ați vopsit-o? Nu, nu era. Acolo s-a vopsit partea de jos și grila interioară. Hai să vedem și pe lateral. Mașina e curată, foarte curată. Chiar dacă original, nu-i vopsit, nu-i nimic. Original tot. Setul de tromboane, s-au pus 8 tromboane, da, originale. Și laterală, la evopsită, e colantată sau evopsită? Nu, așa a venit, așa ea a originală, din este un Lion Pro specială. Edition, da. Și ce la mai? La spate s-au adus modificări, capacul șasiului. Asta l-ați făcut la voi la servis? Și la motor, da, toate sunt făcute in-house, absolut tot. Și pentru anul viitor mai aveți de gând să mai avem de completat, pe spate? Mai avem de completat spatele care nu-i completat. Nu, vreți să-l închideți? Îl închidem, da, total. Am înțeles. Și s-a mai lucrat puțin la spate aici. Bara, stopuri și închiderea de șasiu. Cam asta s-a făcut momentan. Vrut să fie... Îți menții mai mult stilul originală simplu. Decât și stilul simplu, da, nu stilul încărcat, ca să zic așa. Hai să vedem și la interior. Și curată. Hai, mă urc la volan, da, te uiți în dreapta. Da, și se reduce pe dreapta, da. Hai că vin și în spatele Andrei. Cu o mână nu poți, te sărași telefonul. Ia să vedem. La interior am mers tot pe un interior simplu, cu piele alcantara, da? Plafon laterale și spate. S-au mai pus două boxe de bas. Da, interiorul este complet refăcut. Deci, să aducem toată la pizzeria. Da. Și cam atât, simplu. Și vopseaua de la panoul și, de da, bord? Și vopseaua de pe panou și pe și pe și la frigider. Frigider. Cam atât s-a făcut. Și asta la de la frâna de mână. Exact. Freșuri interioare personalizate cu firma noastră. Cât a costat toată distracția, toate noutățile? Păi aproximativ jumătate din prețul de achiziție al camionului. Wow! Și aproape un an de muncă. Deci este pasiune grea asta cu camioanele. Cu... Începe să fie, da. Cu tuning-ul. Este și costisitoare și consumatoare de timp. Exact, exact. Merită pentru un transportator... Măricel, că tu ești unul dintre cei mai mari aici prezent față de cei care au 10-2 camioane. Voi aveți câte aveți deja? Dacă timpul ne-ar permite, da, probabil că ați investit mai mult. Am investit mai mult, dar timpul vă duce satisfacție. E o mare problemă, da. La noi. Și cred că cumva și faptul că ai participat odată, îți te încălzești, suflă, te încălzești, da, da. Microbul. Tocmai de aceea încet, am și încet licitat ieri pentru da, tricoul cu numărul 4, pentru că
a fost ediția la care am participat prima dată. Noi n-am putut ajunge, de fiecare dată am avut invitația de la Florin și ne-am dorit să participăm, numai că am avut alte evenimente programate, dar acum de 2 ani de zile am renunțat la tot ce aveam în august și prima săptămână din august este alocată acestui eveniment. Și cu cât ați licitat tricoul ăsta? La cât ai ajuns? Acesta a ajuns la 4500. Da. Am văzut că și la celelalte ai licitat. Nu, decât la acesta. Numai la, da? Am înțeles că am auzit numele și la celelalte. Nu. Da. Bine. L-am stat pe Viorel primul, că a fost aici de la prima ediție. V-ați făcut o înțelegere. Păi m-a întrebat dacă vreau să licitez și am zis că primul, dacă vrea să-l liciteze, îl poate licita. Adică sunt, până la urmă, cei care l-au cumpărat tricourile astea au fost cam toți am fost da, exact. Trebuie să spunem că, practic, licitația a fost pentru un caz social, pentru un șofer bolnav de leucemie. Exact. Deci, s-au strâns bani pentru... Da, s-au strâns 10.000 de euro. 10.000 de euro pentru tratament. Da. O sumă considerabilă, pot spune, pentru un astfel de... Da, v-ați gândit toți, adică, practic, din domeniu să ajutați un coleg. Acum spune-ne două vorbe, ca să închidem așa interviul, mai ales că tu ești un manager cu experiență, despre piață, cum e anul ăsta piața de transport și... Foarte volatilă. Cum vezi și că cu mari provocări datorită schimbărilor legislative. Anul trecut, țin minte că vorbeam de faptul că au început să se umple depozitele, de ce în ce mai puțină mișcare de marfă. Exact. Și acum este la fel. Și acum nu s-a schimbat nimic, nici o îmbunătățire. Mie mi se pare puțin mai complicată situația decât anul precedent, având în vedere că volumul a scăzut foarte mult, volumul mărfurilor transportate, ceea ce avem o mare problemă, acum avem și pe importuri, ceea ce nu prea aveam. Da, eram o țară de consum, acum se pare că stagnăm și la acest capitol. Depozitele sunt arhipline, consumul este din ce în ce mai scăzut. Piața pe intern văd că acolo se mișcă cât de cât bine, nu înțeleg cum. Dar tot ce țin de operații de export-import, acolo sunt probleme. Nu înțeles. Deci tarifele în continuare mici? Sunt scăzute, da, tarifele sunt scăzute. Motorina este stabilă momentan, probabil că și ăsta e motivul pentru care economia nu merge. Da, când vedem creșteri de prețuri, vedem că se crește la începutul lunii iulie, după care a scăzut cu 5% prețul motorinei, deci clar consum nu este. S-a dat înapoi. Exact. Cum vezi, anul trecut practic multe firme, din câte am văzut analizând cifrele financiare, am văzut că au fost scăderi și pe plan cifrei de afaceri și la profitului. Deci, practic, anul trecut, să zicem că s-au cam consumat din resursele acumulate din creditele de la... Și din anii trecuți, au cam fost cât de cât bun pentru transport. Cum crezi că o să fie anul ăsta? Vezi deja colegi care se confruntă cu dificultăți? Da, care este și cazul vostru, de exemplu? Voi veți extinde flota, nu o să faceți investiții în continuare? Și voi conservați resursele? Nu vom extinde flota, din contră, cred că vom mai scădea puțin. Nu datorită volumelor, cât datorită reorganizării. Uh-huh. Da, încercăm o reorganizare și nu dorim să creștem flota în acest. Mai ales dacă nu sunt nici cererile de pe piață, chiar nu are sens. Sau nici nu mai vreți voi, practic. Oarecum încercăm să ne concentrăm către și către alte domenii. Exact. Da. Și adiacentă transportului. Pe depozitare avem un spațiu care noi nu l-am folosit de 5 ani de când l-am achiziționat. N-ați avut timp pentru ei, acum e momentul de activare. Exact. Oricum, din ce am strâns aici păreri la eveniment, am văzut că sunt deja niște companii mari, cele care se gândesc să reducă sau să iasă cu totul din piață, pentru că sunt dezamăgiți de evoluția reglementărilor și a pieței în general de transport și încearcă să meargă către alte domenii. Și sunt firme micuțe care cresc, sunt în expansiune. Deci, practic, se mută cumva, practic, parteneriatele. Sunt producători, distribuitori care se duc mereu către noi, nouul veniți pe piață ca să prindă prețuri mai mici. Exact. Asta este tendința pieței în acest moment. Am observat și noi această direcție. Se schimbă parteneriatele, se aleg pionieri în domeniu ca să iasă... Da, numai că pe termen lung nu este un câștig. Da. Nici de o parte, nici de cealaltă.
Noi nu avem probleme de genul ăsta, suntem destul de așezați și în legătura cu clienții și cu furnizorii, cu partenerii, nu avem astfel de probleme, dar simțim în piață că se fac foarte multe schimbări. Și e-transportul care a intrat în vigoare acum de la 1 iulie este o mare problemă pentru fiecare transportator, pentru că trebuie să fim atenți la rute, la trasee, la... Da, necesită personal suplimentar, costuri exact. În plus, programe de soft. Sancțiunile sunt destul de mari. Dacă nu reușești să ai o mică de regulă, deja e o problemă mare pentru exact. Partea financiară a firmei. Intră și e-factura, a intrat e-factura, intră da. E-TVA, sunt multe, foarte multe schimbări care ne creează costuri suplimentare. Și timp suplimentar pentru rezolvarea lor. Da. Să sperăm că ne vedem la anul cu... un mod mai bun de dezvoltarea pieței. Cu siguranță anul viitor va fi mai bun. Da, privind piața europeană a transportului, noi asta considerăm că anul viitor va fi unul mult mai bun decât acesta. Anul acesta, având în vedere că sunt și alegerile, probabil că va fi o infuziune așa de bani în piață până la finalul alegerilor, după care da, urmează potopul, nu da. Se știe. Dar la nivel european, premizele sunt bune și atunci noi oricum nu ne adresăm pieții naționale, nu avem o problemă în acest sens. Revenim la TTA ca să închidem, care camion e pe fratul tău? Cel din față. Cel din față, albastru, da. Tot Bilari? Tot Bilari. Da, să vedem. Probabil că premiul de sunet nu o să-l rateze, că totuși e cea mai mare forță de megawați. Da. Megawați, nu zic wați. Așa, toți suntem în energie. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta avem mult mai multe camioane frumoase și din an în an se pare camioane că, noi. Camioane da, se pare că... Se dorește o calitate mult mai superioară. A evoluat cu da, competiția. Exact, exact. Mulțumim frumos. Și mulțumesc. Felicitări și ne vedem la anul.